La finalul festivalului de filme pentru copii Kinosaga, lansat în Drobeta Turnul Severin, organizatorii acestuia și-au propus să pornească la drum prin județul Mehedinți. Cu ajutorul cinemobilului, mai multe proiecții de film vor ajunge la copiii din mediul rural. În țara noastră există copii care nu au văzut niciodată un film într-o sală de cinematograf sau într-o sală de proiecție. Există copii care, din cauza sărăciei, a lipsei de educație și de informație, nu au văzut niciun program TV sau de cinema destinat copiilor. Cinema Tour Kids vine în întâmpinarea acestor probleme și exploatează zeci de producții cinematografice. Avem o caravană, se numește Cinema Tour Kids, pe care o derulăm de mai bine de 7 ani. Am ajuns la ediția 15-a, uneori a fost bianuală, adică am făcut în primăvară și în toamnă. Am vizat în primul rând localitățile în care copiii nu au acces la evenimente culturale și unde nu există cinematografe. Și în decursul timpului, suntem o echipă mică de oameni, dar am încercat cumva să luăm legătura cu toți și în funcție, acum, de exemplu, suntem condiționați de diversele coduri create, generate de pandemie și încercăm să mergem în localitățile în care accesul publicului să fie unul foarte larg. Cinematograful pe roți se va opri în localitățile Burila Mare, Gârla Mare, Crivina, Gura Văii și Vrata, unde le va oferi copiilor șansa de a urmări unele dintre cele mai bune producții cinematografice. Și vom ajunge la Burila Mare, la Gârla Mare, la Crivina, vom merge la Centrul de Copii Sfântul Nicodim de la Gura Văii și vom ajunge și la Vrata în cazul în care coldul galben se ridică. Imediat festivalul se termină pe data de 1 iunie și noi vom porni în această caravană din 2. Această caravană va aduce multă bucurie pentru copiii din mediul rural care nu au posibilitatea să vadă des un film pe un ecran mare.